Cât de stabile sunt monedele stabile? Fedul vine cu un nou program de supervizare. Puncte cheie. 1. Băncile de stat au nevoie de aprobarea băncii centrale pentru a emite, tranzacționa sau colabora cu emitenți de stablecoins. 2. Băncile trebuie să demonstreze că au un risk management corespunzător înainte de a primi aprobarea, iar 3. După obținerea aprobării, băncile vor fi supravegheate în continuare. Piața reacționează. Bitstamp delistează din platformă toate altcoinurile considerate securities. Începe marea delistare. Despre asta vreau să vorbim acum. Așa cum am avut fenomenul Marea Demisie, s-ar putea să avem și fenomenul Marea Delistare în piața cripto. Ce mi se pare interesant este faptul că asta nu va duce neapărat la dispariția pieței cripto, ci la mutarea capitalului din Statele Unite către Europa. Pentru că toate aceste companii care în momentul de față activează în Statele Unite încep să se sature de această incertitudine pe care o dă SEC-ul, pe care o dă CFTC-ul, pe care o dau proiectele de lege bipartide și care nu duc la nicio concluzie concretă. Tocmai de asta SEC-ul încearcă să țină băncile sub control, să nu ajute mai mult decât au făcut-o deja piața cripto și impun aceste măsuri. O să avem acum și cifrele pe ecran, cum se mișcă piața cripto astăzi, după anunțul că Bitstamp va delista securities, capitalizarea totală 1230 de miliarde, Bitcoinul se menține cu o dominanță în piață de 47,1%, iar Ethereum 18,2%. Imediat vom vedea cum au reacționat în cifre și monedele care urmează să fie delistate în 29 august, sunt în continuare pe plus. Asta înseamnă că investitorii nu se tem de o posibilă delistare în 29 august. Deci e vorba de august și nu septembrie, da? Deci aveam în minte asta. Bun, în regulă am stabilit asta. Mă gândesc că programul de supraveghere al Fed-ului vine ca urmare a politicii inițiale a monedelor stabilite în ianuarie 2023. Mă gândesc și la Binance, care mai are doar 1% din cota de piață în Statele Unite. Deci vom fi atenți, iată, la această migrație a companiilor. Da, și Binance nu este singura companie. Binance mai are 1% cota de piață în Statele Unite, dar nu este niciun fel de problemă. Binance are 20% din volumul global din China, unde piața cripto este ilegală. Adică Binance se descurcă sub o formă sau alta. În Europa o duce bine, toate țările țin cu Binance în momentul de față. Coinbase la fel. Coinbase are 75% din cota de piață în Statele Unite, totuși își plănuiește retragerea, pentru că nu suportă incertitudinea. Așa că se reorientează către Europa, unde Regatul Unit i-a dat deja licența. În Italia, spre exemplu, atunci când a aflat guvernul de faptul că compania Coinbase ar putea intra în insolvență, că ar putea da faliment, instant a venit și a zis, bun, luați licența, funcționați la noi în țară, trebuie să vă menținem în picioare, spre deosebire de Statele Unite, unde când i-a fost mai greu Coinbase-ului, SEC-ul a venit și a mai intentat încă un proces. Acum mai am o întrebare, pentru că îmi vorbești despre marea mutare, da, a business-urilor cripto din Statele Unite spre Europa. Este România luată în calcul în toată această poveste? România, în momentul de față, la nivel global, este percepută ca o țară din lumea a treia, din punct de vedere cripto, tech, business, în mare parte. Avem niște business-uri extraordinare aici, nu suntem o țară de outsourcing, avem unii dintre cei mai buni programatori din lume, dacă stai să cauți puțin prin companiile din jurul lumii. Iar la capitolul cripto stăm chiar mai bine decât ne-am aștepta, la nivel european cel puțin. Suntem pe locul 9 în Europa ca temeiuri de cripto, suntem pe locul 12 ca volum de tranzacționare, deși avem o populație de cât 16-18 milioane de locuitori. Acum, România, prin anumite evenimente care vor fi realizate la nivel local și prin anumite conexiuni pe care oamenii de business de aici le au cu mediul din afară și cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru că avem și noi companiile noastre, cum este Digital, spre exemplu, vom avansa și interesul principal, surprinzător, nu este neapărat către Statele Unite, cât către Orientul Mijlociu. De acolo vin mare parte din fonduri. Hai să luăm puțină publicitate și revenim cu subiecte tari. Lăsăm informațiile să se așeze.